Ați fost secretar de stat în guvernul Cioloș. Cum vedeți colaborarea cu platforma 100 a fostului premier, mai ales că a anunțat printr-unul din membrii ei că anul viitor intenționează să o lanseze efectiv? Este perioada următoare, eu ca și președinte voi dedica tocmai deschiderii colaborării cu acea componentă a societății printre care se află, sau în fruntea căreia se află România 100, care are, cum spun, ADN identic sau similar cu USR-ul. Adică colegii noștri din România 100, pentru că nu îi numesc colegi, mulți dintre ei chiar mi-au fost colegi în perioada de guvernare, au aceleași valori și aceleași principii cum sunt cele pe care le promovează și pentru care USR a obținut votul cetățenilor. Și atunci extinderea colaborării cu România 100 e un pas normal și natural, îl văd eu. Avem în desfășurare proiectul Comisiei de Tăiat Hârtii 2, prin care un proiect amplu, prin care dorim debirocratizarea pe mai multe paliere, unde lucrăm împreună și vom avea inițiative parlamentare USR cu România 100. Am identificat 2 sau 3 proiecte pe care le vom anunța în perioada următoare. Deci, în momentul de față vorbim despre o colaborare care în perioada următoare vom vedea cât de mult va evolua, dar sunt foarte optimist pe linia aceasta. Îl vedeți pe Dacian Cioloș, de pildă, candidat la funcția de premier din partea unei alianțe între USR și Platforma 100? Fără îndoială, Dacian Cioloș este o opțiune profesională și decentă pentru România, calități dovedite în mandatul pe care l-a avut și l-am susține cu toată încrederea în situația în care se va ajunge la o majoritate sau la o variantă prin care să poată veni o astfel de guvernare. Da, vedeți, cele două partide nu le putem zice încă, deoarece Platforma 100 nu e partid, dar USR și Platforma 100 le vedeți împreună sau mergând fiecare separat? Eu personal le văd colaborând foarte bine și identificând cea mai funcțională variantă de apropiere. Dacă vom reuși să facem o alianță, va fi foarte bine. Dacă, în oricum, colaborarea va fi una foarte funcțională. E un proces de negociere și un proces de colaborare. Până la urmă, ca să poți să vorbești de fuziuni sau de a deveni un singur lucru, trebuie să construiești încrederea. Dacă vom reuși să construim această încredere în următorii 2 ani, lucrurile vor merge în direcția pe care ne-o dorim. E o provocare până la urmă.